Sunt Andreea Șeitan Seba și vă invit să descoperim împreună cele mai importante evenimente culturale ale momentului. La Cluj-Napoca are loc concursul de canto Verum Solitus. Colega noastră, Claudia Robu, este acolo și ne va ține la curent cu desfășurarea lui. Vom afla și ce se întâmplă anul acesta la Bienala de la Veneția și cine ne va reprezenta, dar și cum tangoul a cucerit România datorită Analiei Selis. Începe Jurnalul Cultural. Aseară, la librăria Luceafărul, editura didactică și pedagogică a lansat două volume de teste pregătitoare pentru examenele de evaluare națională la limba română și matematică, pe care urmează să le dea elevii de clasa a doua și clasa a patra, nu peste mult timp. La eveniment, autorii au prezentat invitaților și publicului importanța și particularitatea acestor cărți. Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic dedicat micilor cititori, susținut de Silvia Potorac și Dan Helciug. După vacanța școlară dedicată sărbătorilor pascale, unii dintre elevii claselor primare vor susține examenele de evaluare națională. Editura didactică și pedagogică întâmpină și în acest an nevoia de pregătire a elevilor pentru evaluarea competențelor fundamentale la final de clasa a doua și, respectiv, de clasa a patra. Pentru aceasta a lansat câte un volum de teste pregătitoare, realizate de patru autoare consacrate în domeniul publicării acestui gen de cărți dedicate elevilor de clase primare. Am creat aceste cărți alături de celelalte coautoare pentru a realiza instrumente utile pentru elevii care se pregătesc de evaluarea națională la clasa a doua și a patra. Ele conțin teme interesante, precum inteligența artificială, Coco Chanel, Barack Obama sau NATO. Cu alte cuvinte, sunt sigură că vor dori să lucreze cu aceste teste de evaluare națională. Deja sunt în lucru și caiete de vacanță pentru clasa 1 și a 2 și avem în plan și să realizăm un manual, însă deocamdată am vrea să fie o surpriză. Deci vom continua colaborarea cu editura didactică și pedagogică. Volumele lansate la editura didactică și pedagogică sunt avizate de Ministerul Educației, respectă cerințele programei școlare actuale și au o grafică adaptată particularităților vârstei elevilor. Dacă vrem să fim creativi, trebuie să citim, trebuie să ne extindem din punct de vedere educațional. Cu cât te extinzi mai mult, capezi mai multă experiență, citind mai mult, creierul ți se dezvoltă și atunci îți vin, la un moment dat, îți vor veni tot felul de idei creative care, nu-i așa, te vor ajuta în dezvoltarea ta umană. Volumele se bucură de recenzia profesorului universitar dr. Mircea Miclea, care precizează că pe baza testelor de evaluare obținem nu numai un scor, o notă care reflectă nivelul de cunoștințe, ci formăm și o strategie de învățare, care devine esențială pentru reușita în școală și în viață. Atunci când se vorbește despre educație, ar trebui ca responsabilitatea, pregătirea și profesionalismul să primeze. Pentru că de educația copiilor depinde, fără să fie un slogan, viitorul societății noastre. Iar atunci când această educație e începută de părinți, prin cei 7 ani de acasă și întregită de școală, lucrurile ar trebui să fie clare. Există oameni dedicați acestei educații, oameni care fac eforturi să o susțină și să o dezvolte, iar unul dintre ei este în această seară în studioul nostru, Alina Johnson Pop. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitația de aici. Bine ai venit și bine ai revenit la Jurnalul Cultural. Ești și jurnalist, profesor și coautor. Cum se îmbină cele trei profesii? Este foarte interesant pentru că, iată, am avut ocazia timp de 3 decenii să fiu jurnalistă, dar în același timp am fost și profesoară și în ultima perioadă am devenit coautoare la auxiliare pentru elevii din ciclul primar și iată că reușesc să le ofer celor mici oportunitatea de a se ajuta de aceste cărți, pentru că, iată, vine evaluarea națională și ei chiar au nevoie să realizeze testele
care îi pregătesc să se familiarizeze cu acele conținuturi care sunt necesare pentru a putea să treacă, așa cum ar fi de cuvință, acest prim pas în evaluarea lor. Cum a pornit ideea de a scrie manuale auxiliare pentru elevii de clasa a doua și a patra? Era necesar? Ai simțit pe atunci, în parcursul tău de profesor? Pur și simplu a fost o provocare pentru mine, pentru că, iată, m-a descoperit cineva, doamna Roxana Gavrilă, care era inspector pentru învățământul primar în sectorul 1 în București și care mi-a propus să lucrez alături de prietena domniei sale, Monica Mărgărit Bărăitaru, să realizăm practic un proiect pe care nu-l mai făcusem și care s-a dovedit a fi de succes. Ne-a făcut cunoștință. De atunci suntem prietene și colaborăm nu numai în acest sens și am reușit să scriem celelalte două cărți. Au fost de succes, s-au cumpărat, iar acum o altă prietenă care este metodistă ca și mine în sectorul 1 mi-a propus, găsind cărțile vechi în editura didactică și pedagogică, să reluăm, și ea este Cleopatra Mihăilescu, să reluăm acest proiect, să zicem, și alături de Tudora Pițilă și Monica Mărgărit Bărăitaru am reușit să scriem aceste două nouă cărți, aceste două cărți noi, da, care au fost bine primite de... Cum a fost la eveniment? Cum au fost primite de micii cititori? Am văzut că sunt foarte frumos ilustrate și poate că asta îi ajută mult în pregătirea lor pentru examen. Da, este foarte important să fie atractive, pentru că la vârsta aceasta ei sunt interesați de tot ce este frumos. Și, într-adevăr, au simțit că au nevoie să lucreze de pe aceste cărți, pentru că se apropie valoarea națională. În 13 mai, deja cei de clasa a doua vor susține prima probă și părinții, de asemenea, sunt responsabili și înțeleg faptul că trebuie să aibă suport și... Acestea sunt create exact după modelul celor care se vor da și în condițiile date toată lumea e conștientă că că ar fi nevoie să se lucreze folosind aceste cărți. Că tot vorbeai de responsabilitatea părinților, cum trebuie împărțită această responsabilitate între familie și școală, în opinia ta? Părinții, în general, sunt foarte responsabili. În ciclul primar nu prea întâlnim părinți care să nu fie conștienți că trebuie să se ocupe de copii și cred că foarte important ar fi pentru ei să fie prieteni cu proprii copii, să se aplece asupra lor în fiecare zi, să le spună că sunt importanți, să le spună că sunt frumoși, să le confere încredere în ei și să le acorde sprijinul în orice situație. Pentru că orice copil are nevoie de atenție, orice copil are nevoie de suport în situațiile complicate, dar chiar și în situațiile normale, nu-i așa? Iar dacă părinții înțeleg să discute cu ei, să-și apropie și mai ales să nu-i abandoneze în fața televizoarelor, cred că este suficient să se ajungă la o educație trainică, să avem o generație frumoasă.
care să... Cum este educația în general și educația copiilor mici, în opinia ta ca profesor și coautor? În acest moment nu este diferită față de cea de acum 30 de ani, doar că noi, profesorii, am avut marea șansă de a se investi în ultimii ani în sistemul de educație. Și în felul acesta și copiii au alte instrumente. Noi putem să ne folosim de toate cuceririle științei și tehnicii, mai ales, nu-i așa? Și bineînțeles că lecțiile sunt mult mai interesante, nu-i așa, dacă ne folosim de materiale video, de jocuri, toate platformele care sunt acum create pentru a ne sprijini. Și de care ei oricum sunt foarte atrași. Da. Da. Apropo, astăzi este ziua bibliotecarilor. Da. Și ce crezi, cum ar trebui să facem noi ca părinți sau profesorii să-i atragem către cărți pe cei mici încă de la vârste fragede sau să-i ghidăm cumva prin mijloace video către materiale noi, să zicem așa, și mai atractive? Da, să știți că eu... am reușit să-l aduc pe creangă alături de copilașii din clasa mea într-un mod foarte interesant. Pur și simplu le-am pus în pauze materialele video referitoare la, să zicem, la scăldat. Da? Și s-au distrat, la fel am procedat și cu Ion Luca Caragiale, le-a plăcut foarte mult ce au văzut și s-au dus către cărți. Deci, cred că e important să începem cu ceva atractiv. Exact, exact. Nu mai merge stilul acela clasic de predare, asta e lecția, poezia, învățați-o și... Nu, este greu să mai trăiască în... realitatea aceasta atât de plictisitoare, în condițiile în care știm bine că au la dispoziție atâtea variante care să le capteze atenția mult mai ușor și atunci trebuie să reușim și noi să găsim o cale către inimile lor, către mințile lor, în așa fel încât să-i modelăm ușor și să reușim să fim și prietenilor, nu-i așa? Nu doar profesorii rigizi care le impun. Și educația să fie o plăcere. Da, da. Mulțumim foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm aici ori de câte ori aveți o carte nou lansată. Vă mulțumesc foarte mult. Ce este munca? Răspunsurile se găsesc în mai multe forme în arta lui Șerban Savu. Întrebarea reprezintă tema expoziției cu care România este prezentă la Bienala de la Veneția din acest an. Sute de oameni au participat la vernisajul din grădinile Bienalei, iar lucrările artistului clujean au impresionat publicul datorită călătoriei prin ipostazele muncii de la comunism până în prezent. Prezentă la pavilionul României de la Veneția, Raluca Turcan, ministrul culturii, a declarat pentru TVR că este decisă să sprijine artiștii contemporani prin achiziția mai multor lucrări în 3 muzee din țară. Artistul Șerban Savu a încercat să surprindă în cele 45 de lucrări personaje care trec de la un sistem la altul. Dacă înainte de 89 arta oficială reprezenta muncitorul în ipostaze grandioase, eroice, perspectiva mea a fost aceea de a înlocui ideologia și propaganda din imagini și de a căuta, să zicem, adevărul. E un mod de a înțelege istoria și de a înțelege cine sunt eu și cine suntem noi în societate. E cu atât mai interesant cu cât artiștii și echipa care a câștigat acest proiect nu își propune să dea răspunsuri, ci să pună niște subiecte în discuție, fie că vorbim despre transformarea pe scara societății românești a omului muncii înainte și după 89, de dialogul care există sau nu există între noi, membrii societății, de oameni care într-adevăr sunt prezenți și aici și peste tot în Europa, românii care muncesc și românii care muncesc în România. Deci da, cred că este o temă foarte interesantă.
Vernisajul a atras public din mai multe țări. I'm from Latvia, Riga. And why did you came here? I came to Romanian Pavilion and Venice Biennale just to get new inspirations and learn about new cultures. And this year I'm definitely touched by the scenes of the social realism paintings exhibited here. It's great. I'm from Germany, from Hamburg. The Romanians, and I have Romanian friends as well, they are still searching for their identity, and that it's also connected to the religious old things and to the Romanian Romans. So, and that's what you see here. You see the daily life, and also, like in this painting, you see the history as well. Pentru ediția din acest an, România a alocat un buget mai mare cu 25% față de anul trecut. Ministrul Culturii, Raluca Turcan, este convinsă că susținerea artiștilor români și promovarea lor îmbogățește patrimoniul cultural și consolidează relațiile diplomatice. Eu sunt foarte decisă să sprijin partea de arte vizuale și, dincolo de creșterea bugetului pentru reprezentarea României la Bienală, o să sprijinim artiștii contemporani prin achiziția de artă contemporană în 3 muzee din țară cu o sumă de 3 ori mai mare decât s-a întâmplat până acum, și în felul acesta cei care creează operă contemporană simt și sprijinul statului și al Ministerului Culturii pentru a putea să-și perfecționeze creația artistică. Gabriela Dancău, ambasador al României în Italia, a menționat evenimentele culturale care au adus România în prim plan în ultima vreme, de la expoziția de arheologie Dacia, ultima frontieră a romanității, la masca lui Zamolxis de Camilian Demetrescu, expusă la Galeria Națională de Artă Modernă și Contemporană de la Roma, și până la inaugurarea expoziției Columna lui Traian, chiar la Coloseum. România, practic, a fost prezentă, pot să spun, pe buzele tuturor în ultima perioadă, mai ales în Cetatea Eternă, unde prezența culturală românească și evenimentele de diplomație publică au fost numeroase. Cea de-a 60-a ediție a Bienalei cu tema Străini pretutindeni are loc între 20 aprilie și 24 noiembrie. Pe parcursul acestei perioade, la Galeria Institutului Cultural Român de la Veneția, mozaicari invitați de la Facultățile de Artă din Republica Moldova, Iași și Cluj vor reproduce una dintre lucrările lui Șerban Savu, creând un mozaic de câțiva metri ce va fi donat orașului Chișinău. În 2022, Comitetul Interministerial Argentinian i-a acordat distincția de Country Brand Ambassador, ca rezultat al contribuției sale la promovarea culturii argentiniene. Anul ăsta, la împlinirea 20 de ani de carieră artistică în România, Analia Selis pornește într-un turneu național intitulat Tango Autentico, care va cuprinde recitaluri în formulă de trio și concerte simfonice derulate în 15 orașe din România. Vom afla mai multe despre acest subiect chiar de la Analia Selis, care este în platoul Jurnalului Cultural. Bună seara! Mă bucur că ai venit! Invitație. Și eu mă bucur foarte mult că sunt aici. Când va începe turneul Tango Autentico? Turneul începe pe 10 mai, aici în București, și se termina pe 8 iunie la Iași. Este un turneu care a devenit și mai mare pentru că au fost săli unde s-au vândut și s-au pus mai multe concerte și au devenit 22 de concerte. Da, și cum ai spus, o să fie și recitaluri de trio și concerte simfonice. Aveți un program încărcat. Da, în ce orașe veți cânta? Da, este un turneu care... cu toate că mă consider un organizator destul de bun, a fost un pic haotic pentru că au fost niște oameni, niște coorganizatori care au vrut neapărat anumite date. Și atunci a devenit așa un pic, sunt unele drumuri care sunt un pic haotice, așa, de la Bacău la Oradea, de exemplu. Dar sunt foarte fericită că am putut să onorez toate invitațiile și să accept datele care ei au vrut. O să începem în București, la Teatrul Godó, pe 10. În București vor fi mai multe concerte pentru că vor fi diferite. Vor fi și de trio, va fi și un pic de unele care va fi mai mult tango romanesc și concertul simfonic de la Sala Radio din 29 mai. Pe urma Breila, acolo unde a fost, da, în prima săptămână am început promovarea pe 1 aprilie și mi-au anunțat că e sold out, așa că am mai pus unul pe 1 iunie.
la Brăila. Da, Ploiești, Arad, Jimbolia, București, încă o dată, Noaptea Alba Muzeelor. Vom cânta la Muzeul Național al Harsilor și Cărții Vechi. Hunedoara, Târgu Mureș, Sfântul Gheorghe, Bacău, Oradea, care Oradea mai nou este, nu era în agenda turneului și săptămâna trecută mi-au anunțat că într-adevăr vor să fie public. Era un concert privat și nu era anunțat, dar la Oradea, să știți, o să venim pe 24 mai și este public în Muzeul Țării Crișurilor, care este fantastic. Muzeul Țării Crișurilor. Făgăraș, București, iarăși la Sala Radio, unde va fi tango interbelic, simfonic, romanesc. Alături de orchestra Camera Radio, dirijorul Daniel Manassi și cei doi argentinieni, care, apropo, nu am zis de ei, dar stai să termin cu lista turneului, okay, și să zic de muzicieni. Da. Da. Craiova, Onești, Botoșan, Buzău și se termină la Ateneul Național la Iași pe 8 iunie. Iată, veți fi aproape în toată țara. Da, sunt foarte entuziasmată. Foarte, da. Cum a pornit ideea acestui turneu, așa, da, eu prin colaborez toate orașele mari? Eu colaborez cu unul din muzicieni care vine, pianistul Julian Caeiro. Deja de ani de zile este cel care este aranjorul meu, care îmi face proiecte simfonice, de tango simfonic, și acel interbelic simfonic a fost aranjat de el. El locuiește în Argentina și este un mare muzician, foarte complex, nu doar recunoscut în lumea tangoului, dar în lumea muzicii argentiniană. Și el vine în fiecare an și am zis, ok, la anul luna mai facem. A venit ideea să vină cu bandoneonistul Damian Foretti, care este deosebit. Eu n-am colaborat cu el și abia nici nu-l cunosc, abia aștept. Damian Foretti, că îl cheamă, are o biografie fantastică. A cântat absolut peste tot și este foarte recunoscut în lumea tangoului argentinian. Și trebuie să fiu sinceră să spun că anul trecut, când am început cu ideea, nu aveam în gând că sunt 20 de ani de carieră, știi? Pe urma, pe măsură ce am început să organizez venirea lor, zic, wow, da, 2004, Cerbul de Aur, 2024 și stai un pic, că în 2014 am început să cânt tango, așa că era atât de rotund totul. Și anul acesta este un an care a început în viața mea foarte frumos. Lucrurile la mine în viața toată s-au așezat. Și parcă, nu știu, în timpul în care am organizat turneul, mi-au revenit cele mai frumoase amintiri. Și scântește numai amintiri frumoase în acest 20 de ani. Și se reflectă cumva în repertoriu pe care l-ai ales, aceste amintiri și această stare a ta de spirit? Da, bine, tango este muzica pe care eu am ales să o cânt mai târziu. De 10 ani, da? Te-ai de dedicat 10 ani. Exclusiv da, tango? Da, exclusiv. Tango a venit la mine cum au venit cele mai frumoase lucruri care nu au plecat niciodată, știi? Pur și simplu au venit și am urmărit și de la prima dată când am cântat pe scenă, mi-am dat seama că pentru mine tango va fi un drum de dus, de unde nu mă mai întorc. Și mi-am dat seama că este un stil de muzică pe care l-am în sânge, chiar dacă nu am crescut și nu am cântat tango. Și datorită tangoul a ajuns la mine acel interbelic romanesc. Nu? Pentru că la început, când am început să cânt, mi-am gândit, merită să aduc și un pic de tango romanesc. Eu deci cântam un pic pe românește, dar nu chiar. Și prima idee a fost, gata, Zaraza. Eu crezând că Zaraza este un tango românesc. De fapt, ulterior am aflat că este argentinian. Și cum a fost pentru tine să cânti tango interbelic românesc? Atunci a fost, mi-aduc aminte că ce mi-a fascinat și ce mă fascinează în continuare este faptul că publicul înțelege ce spun. Fiecare cuvânt. Și e primit mai cântăreț. Bine decât tangoul argentinian în România? Da, eu cred că da, pentru că lumea înțelege și se regăsesc, știi, în piese. Cuvinte au o putere fantastică. Și un cântăreț bun este un cântăreț care poate să spună
ceea ce are de spus și să facă acel text ca și cum ar fi al lui. Ca dar și... tu cunoști cele două limbi, cele două culturi, da. Au ceva în comun cele două da. Stiluri? Da, ce da. Au comun. Bine, dramatismul, poezia, tangoul românesc are poezie fantastică. Fantastică. Eu am ascultat foarte mult și nu știam de unde să aleg atâta piese, atâta repertoriu interbelic. Și așa a ajuns tango interbelic, un pic, puțin câte puțin. A trecut timp în toate concertele de tango, tot timpul am cântat ceva pe românește. Pe care românește. E piesa ta preferată din tangoul românesc? Sunt mai multe, dar cea care a fost o iubire la prima ascultare a fost o piesă care se numește Habar n-ai tu, care a făcut-o cunoscută Mihaela Mihai, dar piesa a fost scrisă pentru Maria Tanase, de fapt. Și dacă asculți, dacă cautați Maria Tanase, Habar n-ai tu, pe YouTube, o să ascultați, era foarte tânără și avea o voce acută și dulce și cânta sub un subtil ritm de tango, așa. Și zic, când am ascultat-o prima dată, zic, asta e chiar tango, de aici trebuie să cânt, pentru că voiam o piesă care a fost cântată de Maria Tanase. Dar, de fapt, Habar n-ai tu a făcut-o cunoscută Mihaela Mihai. Și sunt foarte multe piese care au multe, multe povești de care am aflat și la care place să le zic oamenilor. Și este un repertoriu pe care îl iubesc. Îl iubesc și am, știi, cânt cu respect, cu mândria românească. Scot pașaportul meu dobândit, știi, și îl cânt cu plăcere. Din păcate nu mai avem prea mult timp. Okay. Și vreau să te rog să zic ceea ce e important. Da, ceea ce e important este că pe site-ul meu www.analiasels.com sunt toate datele și acolo dacă ceva nu știți puteți să aflați acolo. Acolo se găsesc și bilete. Și sunt pe toate rețelele de socializare. Pe absolut toate, așa că găsiți informație, știți orașele, le-am spus. Dacă știți că vin la voi, vă aștept cu drag. Da. Asta aveam în final, să le transmiți da. Oamenilor un mesaj. Da, mesajul meu este că iubirea și respectul meu pentru România, care a crescut timp de 21 de ani, de fapt, pentru că eu sunt de 21 de ani, de 20 de ani de carieră, se materializează cu acest proiect și cu acest turneu. Felicitări, mult succes și te mai așteptăm în platoul mulțumesc nostru. Mult. În perioada 22-26 aprilie se desfășoară la Cluj concursul de canto Verum Solitus, organizat de Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Aflat la ediția a doua, concursul aduce tinere talente care vor cânta în fața unui juriu compus din directorii teatrelor lirice din țară. Ieri a avut loc extragerea intrării în concurs a celor care s-au înscris și au trecut de etapa preliminară a celei de-a doua ediție a concursului Verum Solitus. Întâlnirea a avut loc la Opera Națională Română din Cluj, în prezența președintelui juriului, tenorul Denis O'Neill, considerat una dintre cele mai importante voci verdiene ale lumii. De asemenea, a fost prezentă soprana Felicia Filip, director Opera Comică pentru Copii, membru al juriului, și baritonul Florin Estefan, directorul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Verum Solitus este un concurs care caută oameni buni pentru a-i face mai buni. Ideea acestui concurs este de a ne strânge toți managerii la un loc, ceea ce este cumva fără precedent. Acum există un precedent creat anul trecut, dar iată că devine tradiție și faptul că suntem toți la un loc. Și apoi este extraordinar că putem să vedem un grup de tineri al căror parcurs îl putem urmări. Și așa cum ne-a spus și lor, nu e important să câștige concursul, este important să fie văzuți și să îi vedem cum evoluează de la an la an. Și sigur, pentru fiecare, dacă steaua strălucește și Dumnezeu a hrăzit să fie pe scenă, această șansă poate să apară. I'm looking for the thing that is the focus of a good artist. Sincerity, simplicity, and talent. Talent is a thing that, you know, it comes from God or whatever you believe in. It's chance, really, you know, luck. I think we'll probably find that in all of them, you know, otherwise they wouldn't be doing this, because it's a difficult stage of life. Quite frequently we are called artists. We are not artists. We are artisans. We are the servants of the composer.
and we will be well rewarded with the, you know, with the appreciation of the audience. I mean, it's a wonderful thing. It's a wonderful life if you succeed. But, you know, that's what I'm looking for: the talent and the discipline. Și astăzi vom face un recurs la istorie pentru a afla ce personalități și ce evenimente au marcat cultura prin existența lor. În România, pe 23 aprilie, este celebrată sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai venerați apărători ai creștinismului, viteaz conducător de oști, care și-a păstrat credința în Dumnezeu în fața împăratului Dioclețian cu prețul vieții sale. Sfântul Gheorghe este și patron spiritual și ocrotitor al armatei române. Reprezentarea cea mai cunoscută a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în iconografia ortodoxă este cea în care acesta este înfățișat călare pe un cal și străpungând cu sulița un balaur. În această zi de 23 aprilie, în urmă cu 460 de ani, s-a născut părintele dramaturgiei universale, William Shakespeare. Dramaturg și poet englez, considerat cel mai mare scriitor al literaturii de limbă engleză, Shakespeare a scris aproximativ 38 de piese de teatru, 154 de sonete, două poeme narrative, precum și multe alte poeme. Operele sale au fost traduse în aproape fiecare limbă vorbită și sunt jucate mult mai des decât cele ale oricărui alt dramaturg. A contribuit la modelarea limbii engleze, folosită astăzi, introducând aproape 300 de cuvinte și 10 de fraze binecunoscute. Geniul shakespearian influențează și astăzi simțirea și gândirea umană. Shakespeare a murit tot într-o zi de 23 aprilie anului 1616, iar în această dată este celebrată și Ziua Limbii Engleze. Tot în data de 23 aprilie, în anul 1894, s-a născut Gib Mihăiescu. După o activitate de nuvelist, Gib Mihăiescu a început să scrie romane, gen care l-a consacrat de drept unul dintre cei mai valoroși prozatori români moderni. A fost un prozator foarte apreciat de public și stimat de critici. 23 aprilie este data nașterii celebrului copil vedetă Shirley Temple, care s-a născut în această zi în anul 1928. La vârsta de doar 3 ani, Shirley a impresionat lumea prin capacitatea de a juca, de a cânta și de a dansa în același timp. În total, Shirley Temple a jucat în 14 scurtmetraje, 43 de filme de lungmetraj și peste 25 de alte pelicule pe parcursul unei perioade de 3 decenii. Pornind de la artă, Shirley a ajuns să se implice în afaceri publice și în politică, desfășurând o serie de activități filantropice și devenind membră în consiliile de conducere a numeroase firme și societăți de caritate. În această zi s-a născut unul dintre cei mai importanți regizori români, Radu Mihăileanu. Provenind dintr-un mediu artistic, Radu Mihăileanu a cunoscut un imens succes pe plan internațional, impresionând prin operele sale cinematografice. Regizorul a găsit mereu calea de a reda personajelor sale demnitatea după o luptă pentru supraviețuire și le-a înnobilat cu sentimentul cel mai firesc, transpus în arta filmului, iubirea. Astăzi, Radu Mihăileanu împlinește vârsta de 66 de ani. La mulți ani! A fost lansat filmul documentar Nasty la Sala Palatului. Documentarul povestește viața și activitatea celui mai mare tenismen român, Ilie Năstase, fost numărul 1 mondial prin ochii marilor sportivi, Jimmy Connors, Boris Becker și mulți alții. Filmul este regizat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor de Popescu. Ilie Năstase, la cei 77 de ani, a fost foarte bucuros de interesul publicului pentru personalitatea sa. Alături de protagonist au participat sportivi de talie mondială, cum ar fi Boris Becker, Nadia Comăneci și mulți alții. Pelicula urmărește întreaga carieră a lui Ilie Năstase, cu imagini de arhivă, de la primul US Open câștigat până la finele carierei sale, care a lăsat o amprentă unică în lumea tenisului. Filmul prezintă povestea lui Ilie Năstase și prin ochii unora dintre cei mai mari jucători de tenis ai lumii, între care suedezul Bjorn Borg, americanul Jimmy Connors, ori spaniolul Rafael Nadal, în prezent clasat printre primii 5 în tenisul mondial. Ilie Năstase a fost numărul 1 în tenisul mondial în perioada 23 august 1973, 2 iunie 1974. Melodia care este în film este melodia lui Sinatra, I Did It My Way, adică am făcut cum am vrut eu și sunt foarte mulțumit că m-a ieșit mai mult de numărul 1, nu puteam să fiu.
Filmul a fost realizat timp de 3 ani și prezintă, într-o sală a Palatului Arhiplină, momente cheie din cariera lui Ilie Năstase, o incursiune amănunțită în peisajul sportiv și social din anii 70, apogeul lui Nasti. Au fost difuzate imagini memorabile din cariera și viața sportivului român, unele dintre ele în premieră absolută, de la clinciurile neverosimile avute cu un alt rival al vremurilor, Arthur Ashe, până la mărturisiri picante ale femeilor care l-au iubit cândva pe Năstase, precum și o perspectivă din mai multe unghiuri a celebrei finale de Cupa Davis cu Statele Unite ale Americii din 1972. Guvernul Copiilor 2, continuarea unui proiect cinematografic care își propune să definească un nou gen audiovizual. Film regizat de Ioana Mischie, tocmai se pregătește să intre în cinematografele din 22 de orașe din țară în acest final de săptămână. Vorbim și noi în cele ce urmează despre cum ar fi un cabinet de miniștri format numai din copii și cum ar putea arăta viitorul prin ochii acestor copii. Îi spunem bună seara regizoare Ioana Mischie. Bună seara! Bine ai venit! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Guvernul Copiilor, un proiect nu doar jucăuș, ci și inovator, îl definești ca fiind noetic fiction. Ce înseamnă mai exact? Practic, în lucrarea de doctorat, am definit un nou gen audiovizual, pentru că, uitându-mă în jur, atunci când se vorbea de viitor, apăreau doar povești science fiction. Poveștile science fiction imaginează viitoruri axate pe evoluția tehnologiei. Și mi-am dorit să creez un gen care să propună viitoruri axate pe evoluția conștiinței umane. Și ca atare m-am raportat la știința noetică și am combinat-o cu ficțiunea și așa am creat Noetic Fiction, prescurtat NoFi, care este o alternativă la science fiction. Cum a pornit ideea filmului Guvernul Copiilor? De la ce a pornit această poveste frumoasă? Cred că a început când eram copil. Pentru că am copilărit într-un stat din România și iubeam să-mi imaginez cum va evolua societatea pe termen lung. Dar, în mod concret, l-am inițiat în 2017, când am avut o bursă Fulbright în Statele Unite ale Americii. Și pentru prima dată am intervievat un grup de copii din Los Angeles, m-am îndrăgostit de cum vedeau lumea și mi-am dorit să continui proiectul în România. Așa că atunci când m-am întors, am invitat 100 de copii români, am vrut să văd cum și-ar imagina ei societatea pe termen lung dacă ar fi liderii ei și am creat primul lungmetraj, pe atunci a fost chiar primul lungmetraj stereoscopic din România. Însă, în acel film ne-au interesat foarte mult răspunsurile lor intuitive, spontane. Între timp, pentru Guvernul Copiilor 2, am căutat mai mult de atât, am căutat să descoperim idei geniale cu privire la viitor și să le și ilustrăm. Am vrut să le oferim oamenilor un soi de colecție de viitoruri spectaculoase și la finalul proiecției să avem dezbateri pline de însemnătate despre lumea în care vrem să trăim. Cum a fost primită prima parte, Guvernul Copiilor 1, de către public și de către copii? A fost un proiect foarte îndrăgit de către copii și de către adulți. Și partea frumoasă a acestui proiect este că l-am extins prin numeroase experiențe de realitate virtuală, prin numeroase ateliere educaționale. Și multe dintre proiectele VR, de exemplu, au reușit să aducă premii importante României. De exemplu, unul dintre proiecte, Utopii Tangibile, i-a adus României prima nominalizare la European Metaverse Awards. De asemenea, am avut un prim premiu pentru un proiect VR românesc și, practic, am deschis noi orizonturi în acest domeniu audio-vizual imersiv. Ne poți spune mai multe despre echipă, cu cine ai lucrat? Cine a scris scenariul? Cine te-a ajutat la imagini? Eu sunt la bază un creator de concepte și un scenarist. Iubesc să clădesc concepte puternice care pot fi scalate global. Și am scris și am regizat proiectul, însă am avut o echipă excepțională de profesioniști. Tudor Lucaciu a semnat imaginea și a captat portretele copiilor. Joel Mogheri a ilustrat
cadrele vizuale cu toți protagoniștii. Am colaborat cu un art director minunat, Alexandru Pop, cu ajutorul căruia am și definit stilul care acum este specific proiectului, acest stil al utopiilor tangibile, al lumilor virtuale, pentru care de altfel am folosit și multe, multe tehnologii inovatoare. Ca atare am avut o echipă mare de specialiști în programare, specialiști în artă 3D, am avut și consultanți din arhitectură, psihologie, antropologie și educație. Ați îmbinat așa mai multe domenii. Filmul urmează să se lanseze în peste 20 de orașe din țară. Se adresează mai mult adulților sau copiilor? Mie îmi place să cred că este un film transgenerațional și mi-ar plăcea să văd la proiecție copii care vin cu părinți, bunici, dar și cu pur și simplu să vină oameni din toate generațiile și să aibă o dezbatere despre viitorul în care ne dorim să trăim. Pentru că vorbim foarte rar despre evoluția societății noastre, suntem mult prea ancorați în prezenturi și trecuturi de cele mai mult alienante și cred că avem mare nevoie să devenim solidari în a ne alege o strategie comună pentru un viitor comun. Ne poți da așa câteva detalii? Cum arată viitorul prin ochii copiilor? Viitorul României și al lumii? Viitorul prin ochii copiilor și prin ochii artiștilor care le-au facilitat este genial. E diferit față de cel al adulților? E importantă creativitatea, imaginația lor? Da, creativitatea cred că este motorul principal al acestui proiect și al umanității în general. Și, spre exemplu, am avut șansa să intervievăm pentru prima dată o fetiță dintr-o comunitate de nevăzători și avem în film un oraș de catifea, pentru că una dintre ideile exprimate a fost că ar fi foarte fain să trăim într-un habitat care nu are doar texturi tari, ci are medii cât mai prietenoase, medii care să nu ne împiedice sau să nu ne rănească. Este doar un exemplu, în film apar zeci de alte propuneri și îmi place să cred că atât copiii cât și artiștii sunt de fapt niște inventatori ai lumii noastre. Și mi-ar plăcea ca această comunitate să fie privită cu ochii potriviți de către decidenții din această țară, pentru că, efectiv, multe inovații ale lumii în care trăim au fost inițiate în proiecte artistice, în romane, în filme, tot ce înseamnă, nu știu, clonare sau tehnologie bazată pe inteligență artificială, toate aceste idei au fost inițial propuse în cadrul unor cărți sau în cadrul unor filme. Și mi-ar plăcea să trăiesc într-o țară în care aceste idei vor fi prioritizate și vor fi transformate, de ce nu, într-un brand de țară. Din fericire, avem foarte multe de împărtășit lumii, foarte multe dintre aceste idei sunt aplicabile nu doar țării noastre, ci și, de ce nu, întregului glob. Și avem nevoie, cred că, înainte de orice, doar de sprijin moral. Pentru că creativitatea există și prin parteneriate și alte tipuri de colaborări am reușit să și implementăm proiectul, ne dorim să-l continuăm și în multe alte țări, dar în primul rând vrem să ne bucurăm de el. Așa că invit toți oamenii din România să îl caute și dacă este cineva care vrea să-l aducă într-un sat sau în orice mediu marginalizat, avem toată deschiderea să facem asta. E gândit pentru oameni acest film, e gândit pentru a ne inspira, pentru a ne autodescoperi creativitatea și imaginarul vizionar. Și importante părerile copiilor? Pot schimba ei viitorul? Cred că sunt vitale părerile copiilor și dacă ne uităm în jur, pe glob există 2 miliarde de copii. În România cred că sunt peste 3 milioane. Și ar fi minunat ca ei să-și poată co-crea viitorul în care vor trăi până la urmă. În egală măsură, cred că este important ca și adulții, privind aceste viziuni, să fie inspirați să vină cu idei mai curajoase și împreună chiar să atingem performanță în a veni cu strategii pe termen lung, pentru că în România mi se pare că ne lipsește foarte mult gândirea pe termen lung, e totul instant, e totul pe maximum 4 ani gândit. Și aș vrea să vorbim din ce în ce mai des despre cum poate arăta următorul secol și de ce. Și cum anume putem aduce la viață unele idei care sunt exprimate în film,
dar care, dacă ar fi implementate, poate ar schimba viața multor oameni. În încheiere, aș vrea să te invit să invizi tu publicul la Guvernul Copiilor 2, care va avea premiera când? În weekendul acesta? Exact. Începând de vineri o să fie proiectat în toată țara. Pe scurt, cred că fiecare dintre noi este un arhitect al viitorului. Fiecare dintre noi avem această forță creatoare pe care aș vrea să nu o uităm, așa că vă invit la film. Este un film făcut cu hiper mult drag de către toată echipa și de copii și cred că are menirea principală de a ne trezi, de a schimba paradigma în care trăim fundamental. Din fericire, trăim deja o revoluție tehnologică care se întâmplă odată la un secol. Toate aceste tehnologii digitale care, iată, ne înconjoară, nu apar în fiecare și zi. Ne și ne influențează. Mulțumim foarte mult pentru prezență. E o idee genială. Abia așteptăm să vedem și partea aceasta a doua și te mai așteptăm aici, în platoul Jurnalului Cultural. Mulțumesc și eu! Aici se încheie ediția din această seară a Jurnalului Cultural. Vă așteptăm și mâine seară, tot de la ora 21. Urmăriți în continuare programele TVR Cultural. Seară frumoasă!